din parcul Făget. Am dat aseară pe toate grupurile, inclusiv văd acolo doi tineri care sunt în echipamentul FCA și pe echipament complet, cred că vin direct de la antrenament. Și vreau să fie găsiți, amendați și să suporte reparații. Adică sunt afișe acolo, să spune exact ce poți să faci în parte, de cine este destinat. Nu bătaia asta de joc, care poate nu se mai oprește. Și dacă și prin intermediul noastră identificăm cât mai repede, noi deja am găsit pe cineva, sau are legătura cu părinții, deja sunt la poliția locală acum. Uite, tânărul de acolo care se duce către Dopogan, este în echipamentul FCS. Am dat aseară pe grupul de centru de copii și juniori, în păcate niciun antrenor de-al nostru nu recunosc. Dar, cu siguranță îi vom găsi.